Continuăm să privim în cea de-a cincea carte a Noului Testament, Faptele Apostolilor. În ediția a 20-a inspirată din ea ne uităm în capitolul 20, ca să observăm lucruri și situații în schimbare. De pildă, știți când și cum a devenit o practică închinarea creștină în prima zi a săptămânii, duminica, mai degrabă decât sâmbăta, sabatul? Tranziția spre duminică s-a petrecut în acele zile ale Bisericii Timpurii. Duminica se întâlneau ucenicii să ia masa împreună sau să-l asculte pe Pavel predicând și învățându-i. Și în același timp, pomeneau și moartea și mai cu seamă învierea Domnului Isus, care avusese loc în prima zi a săptămânii, duminica. Pentru comunitatea evreiască, sabatul era o zi importantă, dar biserica nu mai era doar evreiască, iar comunitățile creștine puneau accentul pe învierea lui Hristos. Astfel că în biserici se va împământeni repede această nouă reglementare ce avea de-a face cu viața cu Dumnezeu, cu celebrarea și mărturia creștină. Pavel a petrecut o săptămână la Troa cu adepții partidei numită Calea, așa se numeau atunci creștini, după care a plecat din nou la drum. Dorea să călătorească pe cât posibil de mult, ca să poată împărtăși cât mai multora vestea bună a mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos. S-au oprit apoi la Milet, port al Efesului, unde Pavel convocase o întâlnire cu bătrânii noii biserici creștine de aici. Imaginați-vă ei adunați la oaltă în acea cetate port, având de o parte Marea Egee, de cealaltă luminile Efesului pe fundal în depărtare. Pavel și-a dat seama că era pentru ultima oară când îi întâlnea pe oamenii aceștia, așa că și-a deschis inima și au avut o frumoasă părtășie. Le reamintește că le făcuse cunoscut tot cuvântul lui Dumnezeu, astfel că ei aveau datoria să hrănească bine în continuare poporul Domnului din punct de vedere spiritual. Și apoi le spune, și citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 20, la versetul 19, acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Pavel îi avertizează pe bătrânii efeseni că imediat după plecarea lui vor apărea tot felul de învățături și învățători care vor deruta turma creștină. Biserica urma să fie atacată atât violent cât și subtil, uneori chiar din interior, ca termitele ce macină rezistența. Și acum, fraților, a încheiat Pavel și citim în versetul 32, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său care vă poate zidi sufletește și vă va da ce vă trebuie și tot harul de care aveți nevoie să faceți voia Lui. Am încheiat citatul. Apoi și-au luat rămas bun, unul afectuos, pentru că dragostea lor era sinceră și reciprocă. Și știau că cel mai probabil nu se vor mai vedea în această viață. S-au rugat, l-au încredințat în mâna lui Dumnezeu și l-au însoțit pe Pavel până la corabia ce-l va duce acasă. Că niciun profet nu e bine primit în țara lui, ne vom reaminti data viitoare.